Totești, care să atragă, dacă este o comună frumoasă, numeroși turiști din toate colțurile lumii și, ținând cont de zona în care este localizată, din punct de vedere geografic, Comuna Totești, de presiunea țării după cum știți, fiind o zonă declarată zonă mirifică, din punct de vedere turistic, cu tot ce îi aparține monumente istorice, care sunt Comuna Totești înconjurată de aceste monumente istorice, inclusiv Geoparcul, dinozaurilor și Parcul Național Retezat, care sunt și aceste două monumente naturale, care le putem decara astăzi și nu numai. Și acum să nu am spus niciodată cetatea uh, de Carpaz deschisă de Jules Verne, da. uh, iar este un lucru frumos și care se poate vizita. A început, uh, a fost redescoperită de comunitatea uh, Râu de Mori, de primăria Râul de Mori, unde au defrișat în jur, se vede foarte frumos acum. Da, glumeam, sigur, că gândindu-mă, vorbim cu niște prieteni despre ideea de a mă muta la țară, ce ai grijă că nu e ca la apartament, ci acolo în fiecare zi ai ceva de făcut. Așa și la dumneavoastră, că în fiecare mandat vor fi, vor fi lucruri de făcut și colegii mei de la știri chiar au prezentat uh, imagini din, uh, din Comuna Totești care uh, a zice că arată o altă față a unei comune. Nu mai este, nu ne place foarte des sau foarte mult să invocăm acele sate tradiționale de acum 50, 60, 100 de ani, care nu mai prea există, casele sunt moderne, au al confort, uh, viața se modernizează, omul nu mai acceptă, chiar să se ia la țară, nu mai acceptă să aducă apă, de la, să spele la râu și să aducă apă neapă din vântână. Da, adevărat spuneți că acest lucru, deci a lucrat foarte mult la investițiile pe care le-am făcut, cum am spus înainte, la utilitățile publice, ca și ca, acest confort al oamenilor să fie, să trăiască la un standard ridicat, să beneficieze de utilități publice apă canal, drumuri asfaltate, pe partea educațională de școli tinerii să rămână în mediul rural, pe partea de sănătate, iarăși da. dispensare novar care acum intră cu ordini de începere și o să spun la momentul potrivit și despre acest lucru. Deci toate lucrurile de care omul depinde pentru a trăi Într-o într locație uh, sănătoasă, curată și uh, să fie să se bucure de ele, am făcut și am dezvoltat acest lucru ca, să, în final, să se bucure de toate aceste utilități. Da, mai ales că, într-adevăr, așa cum bine ați spus, într-o zonă extraordinară. Deci, în, în țara Ațegului poate fi, vorbeam acum destul de mulți ani cu. Uh, o doamnă pe care am cunoscut-o în tinerețe, Erika Stanciu, care spunea că poate fi destinație turistică de excelență, comparabilă, sigur, într-un într anregistru cu nordul Bucovinei, atât de multe și dense și spectaculoase monumente uh, are. Uh, uh, Veți deveni, mă gândesc, și stațiune turistică de interes local sau. Uh, deci, chiar înainte de episodie discutam problema, uh, problema uh, Comunei Totești de, uh, de Stațiune de Interes Local. Uh, am abordat problema de când a apărut acest AGE pentru a fi declarate comunitățile rurale, comunele, stațiunile de interes local, dar uh, n-am putut face obiectul datorită locurilor de cazare. Avem numai 56 de locuri, ne trebuie minim 100 de locuri da, știu care ne depuntează. Am încercat, am ab ab abordat consultanți în acest sens. Că știți că și aici avem, am mai spus cred că într-o emisiune, avem un dezavantaj ca OAT la punctajul care se acordă acestor comunități și acestor comunități care sunt declarate stațiune de interes local și plecăm cu un handicap în punctaj după ghidurile solicitantului și am recurs de prima dată. Noi, comuna Totești, la un moment dat, după cum știți, n-am fost, fost prinși în zone defavorizate. Am fost da, singura da, comună din spus, țara Hațegului da. care n-a fost prins, lucru care m-a determinat în cursul mandatelor mele pe care le-am avut până, cred că în al doilea mandat, am reușit ca uh, și comuna Totești să beneficieze de zone cu constrângeri naturale, care nu era în totalitate la punctaj ca zone defavorizate, dar totuși ne-am dus cu un punctaj apropiat de celălalt. A fost un lucru foarte bun, un lucru benefic pentru persoanele fizice și juridice, și ne-a bucurat de acest lucru. Și acest lucru mă determină, revin la întrebarea dumneavoastră sper să vă dau un răspuns concludent la ceea ce vreau să m-ați întrebat și ce vreau să vă spun. Că -și va fi, voi face în așa fel, și am abordat și oamenii doritori ca să-și facă și dăm, ne dăm tot concursul pentru pensiuni și locuri de cazare, ca să ajungem la o, un. un locuri minime de cazare în cadrul comunității noastre și să lucrăm pentru a și Toteștiul să fie declarată stațiune de interes local. Da, uh, avem și niște imagini și o să loc pe crisi să ni le, din energie să ni le furnizeze, în timp ce uh, dumneavoastră ne veți explica exact. ce, ce vedem. Da. Uh, aici vorbim despre grădinița cu program prelungit, care a fost finanțată prin Programul Național de Dezvoltare uh, Locală, PNDL 2. Uh, a fost uh, o grădiniță care eu mi-am dorit să fac acest obiectiv de investiții, grădinița din Comuna Totești, pentru copiii mici ai noștri, care tot timpul au fost părinții care au servit și, și nu au cu cine să-i lasă la grădiniță cu program prelugit din orașul Hațec. În sfârșit, cu ajutorul Dumnezeu, am prins această finanțare și a ajuns să se finalizeze acest obiectiv de investiții în toamna anul trecut, în decembrie, astăzi am recurs și astăzi lucrăm la mânunții și la da. lucruri amănunte în cadrul ei, dotările necesare pentru a fi funcțională sunt, lucrăm la documentația ar pentru aracii, pentru a fi acreditată din acest punct de vedere, ca în 15 septembrie să deschidem porțile acestei, acestui lăcaș frumos, care este util pentru copiii noștri. Și am văzut o sală sau... Au fost în imagini și o sală, în timp ce era din deci asta este... Aici, vorbim da. despre Căminul Cultural din Comuna da. Totești, care în fiecare, am uh, filmat căminele, dar în fiecare localitate, acum am Căminul de la Rea, care se face recepția finală, Căminul de la Cârnești este reabilitat, dar avem eficientizare energetică în licitație. Uh, Căminul de la Totești, acest uh, edificiu, este... Uh, a, credit, a autorizat ISU, a vizat ISU cu un număr de 343 de persoane, este cu desfumare, cu toate condițiile necesare în caz de incendiu azotului da, colectiv. Au fost impuse măsuri exigente pentru a putea fi autorizate și folosite de mulți oameni. Uh, este un lucru îmbucurător pentru comunitatea totești că în cadrul acestui edificiu se pot organiza evenimente de tot felul, uh, fără stres, fără lucruri, știți cum, e un loc și de mai... recreație. Un loc de recreere da, accesibil. Și accesibil. Da, aduce și, prop... și venituri, pe de altă parte. Absolut. Deci, noi, prin hacierele care le dăm, dacă sunt pentru oamenii comunei, avem niște lucru, prețuri mici care oamenii se bucure, că sunt a comunității și nu ajungem la venituri mari, care să ducem și să dăunăm bugetul da. oamenilor noștri. Dar este un lucru foarte bun. La început știți că minele culturale nu-și mai aveau rostul, dar în, acum am observat, după cum știți, că la fiecare, în mediul rural, că minele au început iar din nou să fie repopulate în cadrul evenimentelor culturale și nu numai. Sunt și alte lucruri care se pot face în aceste locații și este un lucru care oamenii îl, îl pot deservi la orice moment, în orice orcaze, orice, orice, orice eveniment care și îl doresc în cadrul familiei fiecare. Da, vedem aici au fost și știre, vedem aici și ne-a spus cu mândrie un siloz de cereale. Da. Este un lucru foarte îmbucurător căci Comuna totești astăzi beneficiază de acest mare de siloz depozit de cereale este un depozit care în urmă cu în 2010 a fost solicitat o concesiune înainte de a părea legea 214, legea Paștiului și Pășunilor 2011 de concesiune în cadrul căi acest investitori care au venit băieți tineri energici și ambițioși din Canada și au venit și i-am încurajat să investească Investiune, în comună privată să investească în Comuna Totești Uh, un silos care tot timpul am dorit, fiind și producător agricol și lucrez și eu teren, uh, ca vânzarea cerealelor să aibă loc undeva și să putem să ne angajăm a produce și să putem să și desfacem. Uh, este un lucru bun, uh, un pic, cum a spus și astăzi, în reportajul care s-a făcut acolo. Uh, Trebuie să gândim și statul român, guvernul României să gândească un preț pe aceste depozite de cereale, o subvenție în care prețul să fie un pic ridicat la producător, că este foarte mic, este foarte dăunător producătorilor, este descurajant astăzi și atunci ar fi bine ca să intervină și să aibă un preț mai ridicat cei care achiziționează cerealele de la producătorul individual, persoane fizice, persoane juridice și ar fi un lucru benefic și ar încuraja producătorii să pună tot felul de cereale, toate tipurile de cereale care cresc în zona noastră. Avem un pământ, un sol foarte bun, bogat în humus, avem un sol care poate și pentru legume, pe ponderent să se cultive legume, cartoful, este zona cartofului, după cum știți, zona hațegului. Aici are gândit ca să facem un, un depozit pentru legume în cadrul comunității Totești. Am avut doritori în acest sens, dar nu cu o ofertă clară. N-am avut mult teren cum era la momentul respectiv. A apărut legea Paște și n-am mai putut concesiona de acolo, dar Acum, din nou, dacă se schimbă legea 14.5, putem oferi o suprafață mică pentru depozit lângă ca să se poată face și acest depozit pentru achiziția de legume. Tot ce înseamnă legumă, cartoful, deci ceapă, morcov, tot ce este legumă se poate da la acest depozit. Mă bucur că vă pot întreba, pentru că am avut o discuție zilele trecute cu cineva și ați vorbit de cereale. Se cultivă cereale în cantități suficiente sau nu se cultivă pentru că nu există aceste subvenții? Deci omul încearcă. Omul ca să trăiască și să câștige cât de puțin din tot acesta, să știți că investește în pământ și pune cereale. De exemplu, ne raportăm și spunem astăzi despre cultura de porumb. Porumbul anul trecut și acum doi ani, datorită condițiilor climatice și seceta care ne-a păstorit și am avut o problemă cu ea, Producția la hectare a fost diminuată datorită secetei, n-am avut condiții de rigat, acum o să vă spun și că am spus și în emisiunea trecută despre rigații, a fost foarte mică, nu în casă, ca acopere prețul de cost pentru a investiții. La fel, dacă prețul era puțin, ați văzut importul de cereale da. de pe unde au venit și au traversat România, a determinat ca producătorul nostru să sufere din să acest punct de vedere. Și descurajați, bineînțeles. Da, da, Și prețul a văzut carburantul a crescut, prețul la uh, produsele noastre a fost foarte mic și atunci omul a început să dea un pic în spate. Lucru care am tot timpul am spus și i-a jugat pe cei care au avut această decizie să se gândească la țăranul român și uh, să fie ajutat în acest sens, să găsim o soluție, pentru a ieși din această teamă de a mai produce și să menținem în continuare România ca și cel mai mare grânar al Europei, cum a fost mai de demult. Am fost da, tot timpul, am fost eram copil, dar știam că totul noi produceam foarte mult. Deci acum nu producem puțin, am înțeles, dar da. sunt probleme, discuția porneste la faptul că a apărut să niște fotografii cu rapiță la mulci. Uite, domnule, numai rapiță mai crește în țara asta, nimeni nu mai cultivă cereale. Zic, nu cred că e chiar așa, dar zic, o să mă interesez de v-am și întrebat. Să vorbim despre cultura da. de rapiță. Este o zonă care sunt în condițiile Uniunii Europene de înverzire și rapița este o cultură pentru uleiul de rapiță, care da. este un ulei ecologic, deci este un ulei care este, foarte fi produse, exportă în condiții bune și consumăm noi, ca și țară, deci pe consumul intern. Deci, să știți, deci că ceva este. Rău. și este și da. o cultură care dacă este un an bun, este un an agricol bun, un an care nu este secetos, este un an cu condiții climatice pentru ca această cultură să meargă bine, e eficientă. Da, da. Mă întorc puțin la cele două pe care le-a spus Grădinița și uh, Căminul Cultural că a spus că oamenii simt nevoia din nou, după ce Căminul Cultural era clasic pe care îl ținea minte, el nu mai există, era, săracile erau mai vechi, mai întunecoase, pe când ceea ce ne prezentați aici este, sunt încăperi luminoase, moderne, încălzite și știu că foarte mulți, inclusiv din localități urbane, când dau evenimente, închiriază acest gen de săli, că e cel mai bun raport calitate-preț. Absolut. Deci acolo ne putem da. raporta dacă din alte părți sunt solicitate aceste cămine închiriate pe anumite perioade pentru a desfășura evenimente, nunți, botezuri, zile onomastice. Da. O să acum, că ele acum am făcut, cum v-am spus, terminate, o să inițiem un proiect de hotărâre de Consiliu Local pe un preț extern și atunci oamenii vor beneficia și avem și deja solicitări pe căminul de la totes pentru aceste evenimente. Și este un lucru binevenit pentru noi ca și comunitate ca să desfășoare evenimente acolo. Dar vreau să vă spun că și pentru uh, noi, ca urbe, ca și comunitate, este foarte important, ținând cont că, uh, așa cum spuneați dumneavoastră, deci culturale vechi din mediul rural, uh, aveau o utilitate publică la momentele respective, când noi știam, eram copii, prin da. baluri, evenimente culturale, erau prin tradițiile vechi, erau nedeile erau ramul bisericii când era ramul bisericii din satul respectiv era ne la căminul cultural un lucru care mă, detin, mă determină la fiecare pas, gândesc în trecut, la, din trecut la aceste lucruri care se întâmple și astăzi că după cum știți la momentele respective, la cele întâlniri în cadrul acestor evenimente, oamenii din satele noastre toate ne cunoșteam de acolo vecinii, comunele din satele vecine veneau la noi, mergeam la ei și erau erau o unitate fermă și o colaborare bună ca și tineri fiind mergeam cu bicicletele la nedei veneam împreună era un lucru foarte frumos o socializare o socializare, foarte socializare, strins, socializare era, extraordinar de bună era un mijloc de socializare uh, în cadrul acestor evenimente în care noi ne cunoșteam și din școală și din liceu avem liceu Hațe și eram în, așa și navete cu autobuz plus nedeile și este un lucru frumos și în cadrul acestor cămine culturale care sunt astăzi reabilitate în totalitate cu tot ce există avem dotări pe ele, că aici vreau să remarc acest lucru, ele sunt construite reabilitate în totalitate ca și edificii noi, dar în cadrul acestor cămine culturale, școli, avem dotări necesare pentru ca activitatea didactică în școli să fie desfășurată conform normelor europene, ca și în mediul urban, nu putem face o diferență într o școală din mediul urban, din potrivă, în mediul rural astăzi. Deci, acum avem pe școala totește un proiect de dotări prin care cu sale de informatică, cu toate dotările care implică uh, activitatea didactică să fie desfășurată la norme și la standarde europene, uh, ca și în mediul urban. Pe lângă toate acestea, căminile culturale, care le-am reabilitate și v-am spus, uh, o să vă spun, tot, Reia, care sunt, se închid, cu da, Toteștiul este recepția finală, urmează Reia. Uh, au dotări și de costume populare. Uh, Raportându-ne la ce v-am spus înainte pentru activitățile culturale, am gândit că aceste edificii să fie dotate și cu costume populare, de la cele mai mici mărimi până la cele mai mari, adică și pentru tineri mici, pentru copii, da. pentru toate vârstele și până la vârsta treia. Foarte frumos a spus de copii și fac trimitere acum spre grădinița faptul că Uh, să vorbește despre depopulare care categoric există și nu este vina noastră a celor de acum neapărat că se întâmplă într-un județ destul de lovit cum a fost Unedoara uh, dar dacă vezi o grădiniță te face să ai speranță. Un primar nu poate aduce cu forța oamenii înapoi dar poate să-i aducă oferindu-le cum spuneți condiții. Iată, nu mai trebuie să mai mergem cu copiii la hațec, putem să îi rățăm la grădiniță la totești pentru că condițiile sunt impecabile. Absolut. Este un lucru care, cum v-am spus, acest lucru m-a și determinat ca să recurg la toate sursele de finanțare care făceau obiectul acestor, finan... acestor obiective de investiții, reabilitare, grădi... reabilitare școli, reabilitare cămine, inclusiv înființarea, construirea unei grădinițe noi, ca să rămânem, să ne întoarcem, să stagnăm migrarea spre oraș și să rămânem în cadrul comunităților noastre, cum știți și știm acest da. lucru că și comunitățile rurale au dat oamenii de știință, cercetătorii care au uh, avut o contribuție maximă în cadrul, dezvolt, în cadrul economiei naționale a României și, și a de altă României. parte dezvoltarea orașelor industriale înainte de 89 practic de acolo s-a produs pentru prima dată acel mare exod dinspre rural spre uh, dinspre spre exact. urban categoric. Exact. exact, Deci este un lucru adevărat acest lucru că de la știți cum e, de la sat da. A plecat și de la sat. Toți am devenit orășeni, oameni în anumit fel, dar cultura de la sat, care a învățat-o acolo, cu respectul față de părinte, de dascăl, de preot, de primar, de toți factorii care au fost implicați pentru o rânduire a comunității, a plecat de acolo. Și respectul s-a purtat mult timp și în. Astăzi putem spune că mai există acest respect, dar mai puțin față de anii precedenți. Vedem acum și pompierii militari, da. care putem spune și despre pompierii militari, că i-am adus în Comuna Totești de 8 ani de zile. Am făcut o construcție nouă, un, un, un spațiu pentru garare a utilajelor pompierilor, adică mașina de pompieri, avem acolo trei module de operare, avem descarcerare, avem stingere și avem înec. În ultim an, toamna acest anului trecut, s-a primit dotările cu mașină nouă, cu toate operațiunile multifuncționale pentru cele trei tipuri de operare. Avem dormitorul stingere, avem sală septică, avem sală STS, avem dormitor descarcerare și avem o bucătărie care Uh, angajații MEAI-ului, uh, acolo își uh, servez masa și așteaptă uh, semnalul 112, doamne, să nu fie. fie exact, exact, da, acest dar lucru, bine să pregătești. Dar este un lucru foarte benefic, este un lucru care cum a spus și astăzi în interviu pe care mi-a fost luat, este un lucru benefic, pentru nu numai pentru Comuna Totești, pentru zona țării hațegului sau și în altă parte unde sunt trimiși lipse de mașini, din punct de vedere a incendiilor, vedeți că incendii de vegetație, da. alte incendii. Pe urmă, descarcerarea, să dea Dumnezeu să nu fie, de, suntem păstoriți de un drum național, drumul național 68, în cadrul căruia, vedeți, circulația este abundentă și este datorită mașinilor ce sunt astăzi. Și pe urmă, avem în ECU, și m-am gândit la acest punct la momentul respectiv pentru a înființa și acest modul de operare. Datorită faptului că în depresiunea Țării Haților, după cum știți, de la Mureș, da. în continuare dacă se mai construie și uh, pe Râul Mare Retezat, sunt uh, centralele hidroelectrice care au barajele de acumulare. Și atunci acolo uh, și oameni văd care afuri, văd da, da. oamenii care vin și merg s-au mai întâmplat evenimente uh, care nu au fost dorite de NEC, și până când veneau de unde îi aduceau, era foarte tardiv și o zi, două, se căutau cei dispăruți. Astăzi putem spune că această, acest edificiu pompierii militari din Comuna Totești deservesc și acest lucru și este un lucru îmbucurător, cum am spus, nu numai pentru noi Totești, pentru toată zona. Da, și vorbeam de, de lucrări ample care să ofere oamenilor confortul Exact. urban, practic. E, cum dar, vedem aici, da. că încerc să zic că vă întrerup, Comuna Totești este aici înainte de investiții. Cum arăta Comuna Totești înainte de investiții? Aici este, după, în timpul cât am băgat apa canalul cu câțiva ani în urmă, după care deci toate utilitățile nu, nu există. Nu lumea. mai avem așa ceva. O să vedeți că o să punem, după aceea să rog în regie da. să pună Uh, cu drona filmată, Comuna tot ești după investițiile acestea, deci am lăsat ca uh, infrastructura uh, rutieră reabilitată uh, în caietul de sacin să fie dată la uh, forma inițială. După cum vedeți, s-a făcut forma inițială, s-a reabilitat, după care am lăsat tasarea naturală. Uh, în, timp, în acel timp am pregătit uh, depunerea, și uitați cum se vede din dronă depunerea proiectelor. Uh, Euro, de, proiecte europene pentru reabilitarea infrastructurii rutiere în Totești, prin trei surse de finanțare și am prins în totalitate drumurile comunale și de interes local clasificate. Am avut și un drum județean care l-am preluat, un drum foarte lung, l-am preluat pentru ca și drum comunal și am recurs la asfaltarea tuturor. Deci aici putem spune că ă, această comună pe care o păstrez, Comuna Totești, are infrastructura rutieră reabilitată, drumurile comunale, 100%, și 98%, după, 98%, și 98%, curentă, curentă. Da. după ce s-a făcut, da. avem asfaltul. Acum ne ducem la proiectul pe anghesa salini, care avem reabilitare infrastructură rutieră în Comuna Totești, alte drumuri comunale în exterior, care fac legătura Comunei Totești cu celelalte comune, ca și drumuri comunale care acum zilele următoare cred că se declară ofertanții câștigători pentru a da ordinul de începere a lucrărilor. Cam am avut licitație de trei ori și nu s-au calificat și acum sper că o să iasă cineva și să putem să ne apucăm de lucru. Este vorba și despre trotuare, înființarea unor trotuare în Comuna Totești, unde permite din punct de vedere a proiectantului și rigole pluviale pe lângă tot ceea ce se face asfalt. Pe lângă acest proiect, dacă suntem tot aici și după cum vedem, da. pot să spun și mă bucur acest lucru că, în sfârșit, am reușit, după cum am spus și la alte televiziuni, am spus și la postul dumneavoastră, am avut un proiect pe reabilitare, drumuri, exploatației agricole, care l-am pierdut de trei ori, singurul proiect care l-am pierdut în, mandatul, în mandatele mele. Dar acum sper și mă bucur de acest lucru, că o să obțin finanțarea, am un punctaj bun. Și atunci, Totești, drumurile de exploatație agricolă vor fi asfaltate aproape în totalitate, cu o mică distanță care nu va fi asfaltată. Și aici pot să remarc că și drumurile de la care pleacă cânești spre Densu și oamenii da. pot să intre într-o parte, pot merge și. Utilajele agricole, tractoarele deci, beneficiază asfaltate. de o infrastructură cum știți, am văzut în Franța, am văzut în cele La europeane. Franța m-am gândit și eu, că exact. eram rămâi, drumuri asfaltate prin am văzut, land. Am, da. Exact, da. am văzut acolo cu ani în urmă și mă gândeam la momentul respectiv, oare dacă Dumnezeu mă ține și ține această țară și noi e, suntem oameni cu chipzuință, și ne dorim să facem ceva, comuna mea va arăta așa. Dar... S-a adeverit, și mulțumesc Dumnezeu pentru acest lucru, că am ajuns astăzi să spunem da. S-a făcut și în Comuna Totești o infrastructură rutieră în cadrul căruia pe, în, pe care se circulă cu drag. Iată că vedem și școala, Căminul Cultural Cârnești. Din nou, Căminul cultural Cârnești. Am văzut și școala, cred că, înainte. Înainte, da, imagine. sigur da. că da. Este e Căminul Cultural Cârnești. Este un edificiu care a fost reabilitat pe Iată buget că local. că o capană, așa frumos. Pe buget da. local. Acum aici este în licitație eficientizare energetică cu pompe de căldură și panouri solare pe el pentru producerea energiei, dar pe toate instituțiile publice din cadrul Atetotești în care am putut depune pe măsurile de absorție pe surse de finanțare AFM și PNRR toate componentele cu eficientizare energetică am depus proiecte. Iar diferența în urma unui audit energetic, după cum am mai spus, avem un parc de panouri fotovoltaice cu consumul. Diferența de consum de curent pentru iluminatul public și instituții, în care în cadrul căreia comuna totej nu va mai plăti curent energia. Este un lucru bun, nu suntem întotdeauna verde. contează costurile pentru economisirea costurilor cu iluminatul public? E, pentru o primărie de comună, Absolut. De bună, cu da. toate că ce am încheiat săptămâna viitoare o să face recepția finală pe programul Iluminatul Inteligent, pe AFM, Comuna Toteș se bucură pentru iluminatul public, cu Lămpi. Din nou, a doua sursă de finanțare, că am avut-o înainte și acum am depus, L-am câștigat, l-am reabilitat și la drumul național, acum am depus din nou, ca la momentul respectiv, din punct de vedere juridic, stâlpii de curent. Era o uh, disfuncție între Transelectrica și Enel și n-am putut dovedi ca să fim conform și eligibil. să depune proiectul și acum s-a clarificat acest lucru, conform ghidul solicitantului și avem uh, acest lucru. Acum vedem acolo, aici este stația de apă. Aici vreau să vă spun că aici Comuna da. Totești se bucură de apă potabilă. Suntem singura comună la momentul respectiv când am avut apă potabilă de Ecosit București, făcute probele și Direcția de Sănătate Publică a Județului Unedoara. Este chiar să săptămâna trecută pe satul Cârnești nu prea aveam presiune și apa produ în colaborare cu noi. Am făcut ca distribuția să aibă presiune în zona respectivă cu pompe. Ne bucurăm de o apă bună, avem puțuri forate la 107 metri, la 76 din granit scoasă apa, și asta este un lucru foarte bun. Comuna noastră are apă potabilă proprie. Acum așteptăm cu nerăbdare și apa care este pe poim, pe, pe proiectul da. operațional regional, care este depus de apă, de masterplanul județului la momentul respectiv. Apa trece pe la noi, în zonă, cu posibilitate de racordare, suntem în cadrul ADI Acuaprest, să fim racordați și la acea sursă. Dar pe lângă sursa care o avem aici, noi ne bucurăm și de surse de alimentare, de rezervă, de apă potabilă. Castelul de la Păclișa, de apă potabilă, a fost preluat de UAT Totești, preta la operatorul regional respectiv APA Pro. la momentul respectiv. Am ținut cont de acest lucru datorită faptului timpurilor secetoase, populația se poată aibă, să aibă apă. Deci, din punct de vedere al apei, Comuna Totești, cu ajutorul Dumnezeu, suntem păstoriți bine. Este remarcabil. Mi se pare că era de neimaginat acum 10 ani, nu acum 50, acum 10 ani, asemenea, o comună să ajungă la, asemenea, la un asemenea nivel de confort pentru locuitorii săi. Da, să știți că, căci cum am spus înainte, deci tot în timpul că când a venit în fruntea comunității am mai spus lucrul acesta, am pus înaintea lui Dumnezeu mandatele mele, și fără Dumnezeu nu face nimic. Și la fiecare pas, la fiecare moment al gândirii mele pentru dezvoltare, mai ales la strategia de dezvoltare, gândeam alimentarea cu apă al și mă gândeam când această comună în care m-a trimis Dumnezeu pentru oameni vor beneficia de aceste utilități. Și să știți că, căci cum am spus înainte și în reportajele care le-am da. avut anterioare astăzi, Uh, am spus uh, lucrurile uh, dacă îți dorești se vor întâmpla și cu certitudine uh, dacă le administrezi bine, dacă le pui din, cu suflet și dacă ai acolo un uh, simț și îți dorești să rogi pe Dumnezeu, lucrurile se duc în direcția aia. Fără nicio problemă, să știți că sunt lucrurile clar, definite în viața fiecărui edil. Uh, noi putem spune orice dar ne ne acolo la Dumnezeu să ne poate ajuta să zic că nu facem nimic. Ce vă mai propuneți să faceți în mandatul următor? Deci, e bine punctată întrebarea dumneavoastră, deci pot să spun că și în mandatul viitor am proiectele pe PNRR care sunt acum în achiziții publice, deci și să încep din ce centru de comun. finanțare asigurată, înseamnă că... 100%. Mai avem și cheltuieli neeligibile, de exemplu PNRR, componenta 10, pot spune de școala de la Totești, care în cel mai scurt timp, o lună, cred că se va declara ofertantul câștigător și vom da ordinul de începere. Avem cheltuieli neeligibile, dar am văzut acum în, 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 în proiectul tehnic că ce, ce, este bun se poate recupera și se poate valorifica și mai scart, că cheltuielile neeligibile din structura bugetului local. Uh, avem dispensarul comunal care este reabilitat uh, pe uh, Agenția Fondului de Mediu pe Eficientizare Energetică, dar pe AFM, uh, care are o modulare uh, din punct de vedere al activităților care se desfășoară în cadrul dispensar. Avem farmacie, avem uh, cabinet stomatologic și avem un medicul de familie care sunt în acest spațiu, plus avem o locuință în cadrul dispensarului comunal pentru unul din medii, medicul de familie, bineînțeles, care are activitatea mai largă pentru oamenii noștri. Cu deci aveți medic. Da, da. Și ținem la medic, sunteți, ținem la sunteți, medic, sunteți, sunt ținem la stomatolog, ținem la uh, cei care fac uh, și îmi doresc ca acest dispensar, da. că acest dispensar, dacă mai reducem cheltuielile și cofinanțările și cheltuielile eligibile în viitorul apropiat, să putem achiziționa o aparatură modernă, un encefalograf, un ecograf sau din sponsorizare, să găsim soluții în care noi să putem asigura această aparatură modernă, în care cetățeanul nostru din mediul rural, cum am spus înainte, da. să nu simtă că nu trăiește în oraș. Și medicul de familie, mă gândesc la un curs, chiar discutam cu doamna doctor, care pot face o specializare în acest sens, să lucre pe un ecograf, pe un electrocardiograf sau să fupă chiar un encefalograf, ținând cont că la noi acolo a fost spitalul de neuropsiatrie da. și... Vedeți că un encefalograf este foarte la nivelul spital spital-județean, spital-municipal, un contract medicii specialiști cu casa. Găse, găsesc posibilitate pentru a lucra pe aparatură, dar în primul rând trebuie dotarea necesară ca să putem să gândim acest lucru. Partea turistică, ați făcut niște, o trimitere deja spre, spre multitudinea de obiective turistice pe care le aveți. Dar, uh, pentru că eu am amintit de castelul Nopcea, care va fi în curând inaugurat de Consiliul Județean, mi-a spus imediat, și am sezisat mândria din glas, și noi avem un castel care va fi reabilitat. E, da, e, deci pot să spun acest lucru astăzi cu drag, care tot timpul am avut o reticiență pentru a povesti despre acest monument istoric, clasificat în monumente istorice de categoria. Mă bucur că vorbesc cu dumneavoastră, care sunteți un adorator al acestor da, da, plac, castele și da. în acestor monumente care le vizitați frecvent și lucru care tot timpul m-am gândit că se ruinează și eu sunt acolo. Dar tot cum v-am spus înainte, Dumnezeu a trimis un om cu suflet, un om care a început să reabiliteze un investitor care lucrează acolo, a început să reabiliteze în condițiile avizului de la Ministerul Culturii, acest edificiu care este urmărit în totalitate, se lucrează conform avizului și e, acum se lucrează la un pus pentru interiorul e, parcului e, care este pe o suprafață de 16 hectare. enormă, și enormă. Pe care, da. Și a fost un parc, un tip de parc dendrologic acolo cu ani în urmă care a fost bine întreținut pe tipul cât era funcțional și nu a fost retrocedat, a fost ținut așa, dar după care s-a degradat. Au mai căzut copaci, acest investitor a început să curețe tot, o să-l reabiliteze în totalitate. Are intenții foarte bune, conform pusului pe care îl face acolo. Uh, și eu cred că acest punct turistic, cum spuneați dumneavoastră, va fi vizitat de mulți oameni. Un, un lucru îmbucurător pentru comunitatea noastră, că știți, cei care vizitează lasă ceva în urma lor acolo și uh, aduc un uh, suflu de prosperitate pentru cetățenii Comunei Totești. Uh, mai mult de atât, a, acolo își doresc niște lucruri care să-și facă gospodăria proprie pentru a servi de acolo totul, care suprafețe de teren care uh, pot fi folosite să deservească capacitatea Producția să deservească ceea ce se consumă în cadrul acestui punct turistic. Este deci că poate bol. mări locurile de cazare? Absolut, asta este un lucru. A, ne ducem în spate la ceea ce spuneam, uh, prin, la asta m-am și gândit la momentul, pe lângă ceilalți locuitori ai comunitătești, care de atunci vor fi locuri necăpătoare, și asta am și spus și încep să popularizez lucrul acesta. Oamenii să fie determinați acum și pe măsurile care vor fi, că și aici au fost deficiențe prin măsuri de asorțe pe uh, agropensiuni, să se facă și castelul să aibă locuri de cazare și atunci turistul vine, pleacă în Bucurător și revine în Și aparat. revine și, și, Dar, și stă acolo absolut. pentru că, da, e frumos absolut. să stai la un castel să vizite zona. Este un lucru foarte bucurător pentru comunitatea noastră și vă spun, astăzi putem să ne bucurăm și noi de acest lucru. Domnule primar, mai avem 3 minute și poate aveți lucruri foarte importante pe care nu le-am. Nu le da, deci am vorbit despre infrastructura rutieră, am vorbit despre utilitățile publice, am vorbit aici despre investițiile majore care deservesc și populația se bucură de ele. N-am vorbit aici despre sport, n-am vorbit despre proiectele care le am acum, deci am un teren sintetic, acum lucrez la scoaterea din circuitul agricol a unui teren de pe Pajiști, cum v-am spus că legea 214 din 2011 trebuia să punem teren în loc, n-am avut comuna Totești, nu are teren în domeniul public ca să putem băga de care să Dar. ne folosim să facem altceva. Am în două localități intenția de teren, o bază sportivă care acum să preluăm terenul, scoatem circuitul agricol să le facem. Când am un teren sintetic, am un teren de fotbal în cadrul Comunii Totești și fiecare sat se bucure de aceste terenuri, mai mult de atâta. Pe parte de sport, pe parte de mediu, avem centrele de aport voluntar. Am spus în emisiunea trecută, este în licitație, în achiziție publică astăzi. În cel mai scurt timp se declară ofertantul câștigător și Comuna Totesci va face aceste, aceste centre de aport voluntar. Ce sunt aceste centre de aport voluntar? După cum știți, sunt este un depozit în care se adună toate deșeurile inerte rezultate din construcții, în care foarte greu vedeți că în mediul rural au început să reabiliteze gospodăriile, au început lucruri și foarte, care, important, foarte da. important prin concasare, prin tot ce trebuie și acolo se vor duce și atunci stăpânim și noi altfel curățenia comunei și putem să facem un lucru frumos. Pe lângă aceste investiții pe care, cum v-am spus, de fapt dacă timpul ne mai permite avem un minut. sala de sport da. pe CNI care este acum se va ridica în SICAP, avem mâine ridicăm gazul metan asta e un lucru care nu-mi doresc să-l și să spun că în sfârșit mâine ridicăm în SICAP execuția lucrării gazului metan și, și mi-aș dori să da. nu am nicio contestație pe uh, această achiziție și să pot peste o lună, 45 de zile, conform procedurii Agenției Naționale de Achiziții Publice, să dau ordinul de începere la un constructor și mm. Comuna Totești să vadă că se sapă primul loc pentru a introduce gazul în Comuna Totești, un lucru care mi l-am dorit de când am venit primar și în sfârșit spun cu celeritate și mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi, pot să spun, Comuna Totești are gaz. Va avea gaz. Nu pot decât să vă felicit și să vă invit peste 45 de zile, dacă nu vom veni noi la dumneavoastră, să spuneți, da, am dat ordinul de început al lucrurilor. Corect. Îmi doresc acest lucru, dar v-am spus să nu am contestații pe păi ceea pe ce facem. Sperăm. Vom Sperem. vedea. Vedem. Felicitări, multă sănătate, succes vă doresc a tuturor candidaților. Vă așteptăm din nou cu drag la noi în emisiune pentru vești bune. Vă doresc sănătate și concetățenilor Vă doresc sănătate și sărbătorile care vin cu binecuvântări lăsate de la Dumnezeu și numai bine. Vă mulțumesc, doamnelor, domnilor, pune punct aici emisiunii noastre de astăzi, ora exactă, Antena Traideva al cărei invitat a fost primarul Comunei Totești, domnul Tiberiu Pasconi. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne urmăriți. Mâine ne vedem cu administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, domnul Costel Avram. Până atunci, la revedere, toate cele bune tuturor! Segura o que faz de banho à casa. No